CIELului, Centrul Euro-Biret, Diana este aici lângă mine, Centru finanțat de reprezentanța Comisiei Europene la București, Ioana este și alături de mine. Pentru că noi nu vrem astăzi să consumăm foarte mult timp cu discursul, eu vreau doar să mulțumesc CIELului și reprezentanței pentru faptul că ne oferă un dar atât de frumos de Crăciun. Le mulțumesc foarte mult copiilor, sunt toți extrem de frumoși, aș fi vedete astăzi, așteptăm la final ca fiecare dintre ei să ne spună cum se numește, ce clasă este, ce va aduce moșul anul ăsta, ce își propun pentru anul viitor, da? Vreți să fiți așa, pentru minut, fiecare dintre voi vedetă, filmam, vădeam pe YouTube, cum de rezolv, da? Domnul deci așteptăm după momentul artistic să ne spuneți fiecare dintre voi câte ceva. Încă o dată mulțumesc foarte mult tuturor și o să rog și pe Diana să vă spună câteva. Până tuturor, eu sunt atât mai mult zâmbet, bine, cam așa sunt de obicei, dar îmi pare bine că ați venit. Îi rămăsesem datoare de primele doamnei Florentina Dugă cu activitatea pe care să o facem împreună și ne-am sincronizat mai bine. Sunt foarte fericită că ați fost ca echipă atât de deschis și n-ați luat prea mult pe gânduri. Am înțeles că v-ați anulat citeza la mare pentru evenimentul ăsta. Asta e de bine! Și am ținut foarte mult să fie spectacolul acesta o surpriză, adică să știți că nu am spus foarte multe detalii colegilor. V-am cerut să vă gastrez un necesar. Eu mă bucur că v-ați organizat atât de bine și am înțeles că avem așa o diversitate de intervenții și tot felul de manifestări cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Cu siguranță ținem legătura. Mie îmi place foarte mult să colaborez într-un mod informal cu oameni deschiși și care știu să facă niște lucruri dinamice și plină de culoare. Și mă bucur că am reușit așa să ne adunăm o parte din colegii noștri din institut, sunt aici, mi-ar fi plăcut că mai mulți. Și mă bucur că au venit și PTG, copiii alături de noi, ca să mai animăm puțin atmosfera. O avem pe Ioana, din păcate că un an de rapură de partea reprezentației nu a reușit să ajungă, nici Ioana Marti, dar o avem o altă Ioana, cu care mă cunosc de anul trecut. Am avut câteva evenimente așa la care am colaborat împreună și m-am făcut tare mult să avem alături, pentru că ne-am ținut să avem așa, principalii parteneri și din partea Institutului și pentru europene. Și ne-am bucurat ca evenimentul acesta să decurgă într-un mod cât mai informal și dinamic. Nu știu, pe Ioana o să rog așa să spună și ea câteva cuvinte, două impresii, ce vrei tu, că nu ne-am încurajat să nu ținem discursuri oficiale și să nu ne formalizăm prea mult. Deci mulțumesc încă o dată și abia aștept să vă văd și să asist la acest spectacol, care cu siguranță este un minunat și sunt sigură că și colegii vând vă aduce foarte mult aici. Bună ziua, numele meu este Ioana Badea și sunt norocoasă să fi fost desemnată de doamna Angela Filope, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, să fiu astăzi alături de acești copii minunați. Cu siguranță și dumneavoastră și colega mea Ioana Badea și s-a fi dorit să fie alături de dumneavoastră, dar din nefericire agenda încărcată nu le-a permis. Nu am să mai lungesc lucrurile, abia aștept să văd serbarea și vreau să vă urez tuturor un Crăciun European fericit și să ne venim cu toții mai buni și să avem un loc. Mă știu sigur că l-am văzut. Mie mi-ar plăcea mult, nu știu, ca să fim așa mai dinamici și așa ce spuneați și dumneavoastră. Vreți să spuneți și voi câte ceva? Să încep pune așa microfonul la cum sau la final. Sigur, așa, ca să mai se descați de și ei. Da. Hai că tu ești cel mai bada. Vreau mi-a putut la mama, dacă a fost bine sau rău? A fost bine. Bună ziua! Îmi pare bine că de cunoștință, mă
Serena Cârnuzădam și sunt a 6-a A. O am ca și dirigită pe doamna Durga Florentina. Așa, și suntem foarte încântați că am venit să dansăm și noi aici. Bună ziua, mă numesc Edel Manda și sunt foarte bucuroasă că sunt aici. Mă bucur foarte tare. Da, da. Bună ziua, mă numesc Roșa Cristina, sunt clasa 6-a, împreună cu ei, în aceeași clasă. Sunt foarte fericită că v-am cunoscut și că am venit aici. Sperăm să vă facă.